Mai mulți scafanderi s-au aflat zilele trecute în județul Hunedoara în cadrul unei ample acțiuni de pregătire. Salvament România, prin subcomisia scufundării, a organizat sesiunea anuală de pregătire centralizată a scafandrilor salvamontiști din țară, ediția a 5-a, în zona lacului de acumulare Gura Apelor din masivul Retezat. Acțiunea a fost inclusă în calendarul de formare profesională și specializare al Salvament România, adresându-se scafandrilor angajați și voluntari din cadrul serviciilor Salvamont, membrii ai echipelor județene de scafandri, și și-a propus crearea unui cadru pentru schimbul de experiență dintre echipele din țară, pregătirea continuă, aplicarea procedurilor de scufundare specifice și stabilirea obiectivelor pe termen scurt și mediu ale subcomisiei de scufundări din cadrul Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România. La Gura Apei, unul dintre cele mai frumoase lacuri de la noi din țară, pentru întâlnirea anuală a scafandrilor Salvamont, întâlnire în cadrul căreia facem în principal schimb de experiență, împărtășim din cunoștințele acumulate la echipele județene și beneficiem de instruire din partea instructorilor noștri. Scopul final este de a omogeniza felul de a lucra, de a putea lucra împreună în cazul în care va apărea o necesitate undeva în care o echipă județeană să nu poată face față singură. Fie nevoie de colaborare interjudețeană. La etapa de pregătire de la Gura Apelor au participat 3 instructori și 22 de scafandri salvamontiști din județele Arad, Cluj, Gorj, Harghita, Hunedoara și Mureș. Pe lângă calificarea profesională de salvator montan, scafandrii din cadrul structurilor Salvamont dețin mai multe specializări, putând realiza scufundări până la adâncimea de 100 de metri și pot derula acțiuni de salvare, recuperare în ape libere, lacuri montane și peșteri active.